Pentru cei nou veniți, nu știu dacă trebuie să vorbesc în limba română, înțelegeți tot sau can I switch into English? I hope you have translation. Călătorim prin Matei și v-aș aduce aminte doar de felul în care structurează Duhul lui Dumnezeu prin Matei vameșul Evanghelia lui. În primele patru capitole, el ne-l prezintă pe împăratul împărăției lui. Apoi împăratul însuși urcă pe muntele fericirilor și rostește predica de pe munte și acolo are curajul să înfrunte întregul sistem din vremea lui. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, dar eu vă spun. Și el nu schimbă legea lui Dumnezeu, el este legiuitorul, are dreptul să o facă, ci curăță doar canalele înțelegerii noastre și coboară poruncile până la să nu poftești. De fapt, Dumnezeu ne judecă dinăuntru spre în afară, de la motivație, atitudini, gânduri și abia apoi ajunge la fapte. Oamenii vor da socoteară de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și Domnul Iisus Hristos asta face acolo și are curajul să spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Și apoi avem și judecata. Plecați de la mine, depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Dar, Doamne, noi am făcut minune, am scos draci. Niciodată nu v-am cunoscut. Cu alte cuvinte, dacă împărăția nu și-a făcut în noi efectul, nu avem ce arăta în afară. Pentru că tot ce arătăm în afară este fals. Toate darurile duhovnicești pot fi contrafăcute. Roada Duhului nu poate fi contrafăcută. Deci după Evanghelia Împărăției, e una să-ți afirmă autoritatea, este alta să o demonstrezi. Și avem capitolul 8 și 9 în care avem 10 minuni făcute de Domnul Iisus Hristos și 10 minuni crescând din ce în ce mai mult manifestarea puterii lui Dumnezeu până la învierea fiicei lui Iair. După care ați văzut, sunt alte două minuni. Dumnezeu deschide ochii la doi orbi și deschide gura la un mut. Și te întreb, de ce nu s-a oprit la învierea morților? Ce poate fi mai mult decât atâta? Dragii mei, dacă nu vezi prin minunile Domnului Iisus Hristos, care sunt simple semne, nu vezi dincolo de ele cine este El, la ce te cheamă El, înseamnă că lumina care este în tine, dacă e întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acela. Dar în momentul în care ai văzut, ți se deschide gura, nu mai poți să nu vorbești de aceste lucruri. Împăratul împărăției, Evanghelia împărăției și puterea împărăției. Iar în dimineața aceasta facem un pas mai departe în misiunea împărăției. Aduceți-vă aminte cum a început Evanghelia după Matei, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Am așezat Mateiul pe o menoră, pentru că este adresată evreilor. Și aveți două coordonate, axa menorei și am așezat și orizontală pe ea. Fiul lui David este pe axa menorei, cu alte cuvinte, el este moștenitorul tuturor binecuvântărilor. Dar după ce a moștenit binecuvântarea prin lucrarea lui la care nimeni nu poate adăuga nimica, și eu am fost mic cândva, și am crescut în biserica asta și frații m-au tolerat și am ajuns bătrân. Dar când el a câștigat binecuvântarea, el nu se poate opri acolo, ci trebuie să o împartă la toate familiile pământului. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Ori el este sămânța lui Avram. Da, dar el, 40 de zile după înviere, s-a înălțat la cer. Cine va duce mai departe binecuvântarea, Evanghelia, puterea împărăției? Cine va face chemarea împărăției? Veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, ei vă voi da odihnă. Și aici Domnul Iisus a avut nevoie de ucenici. Ca fiul lui Avram, el își continuă lucrarea prin tine, prin mine, dacă nu cumva ai ajuns să crezi că el a fost creat pe slava ta și nu invers, tu pe slava lui. De aceea Domnul Iisus își începe lucrarea chemând ucenicii. Când iese din apa Iordanului după botez, aude că Ioan este închis și pleacă în Galileea. Și în Galileea, când trece pe lângă Marea Galilei, vede doi pescari, pe Petru și pe Andrei. Zice, veniți după mine. Pe urmă vede pe Iacov și Ioan, veniți după mine. Și îndată își lasă mrejile și pornesc pe urmele Domnului Iisus și încetişor se completează cercul celor 12.
Cu asta a început lucrarea Domnului Iisus. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Capitolul 4, versetul 19. Dar când pescuiești oamenii, de unde-i scoți? Unde-i duci? Dragii mei, noi nu vrem să facem baptiști din cei din jurul nostru, nici penticostale, dar nu vrem să facem nici ortodoxi, nici catolici. Religia nu mântuiește pe absolut nimeni. E păcat să stai cu ea în brațe dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. De aceea este obligatoriu ca tu, pescarul de oameni, să te întâlnești mai întâi cu Hristos, să-L recunoști și să-L declari Domn și Dumnezeul tău. Când Domnul Iisus îi întreabă în Cezarea lui Filip, în capitolul 17, cine zic oamenii că sunt eu? Păi, sunt tot felul de păreri, Doamne, despre tine. Ilie, prorocul, Ieremia. Dar voi, și ascultați mărturia lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Petre, nu carnea și sângele, ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Abia după ce te-ai întâlnit cu Hristos, devii martorul lui Hristos. Până când nu l-ai mărturisit cu gura ta pe Hristos ca Domn, n-ai dat în mâinile Lui dreptul de a hotărâ binele și răul în viața ta, până atunci n-ai nimic cu El, n-ai o relație cu El. Ce poți spune oamenilor despre El? Oamenii sunt sătui de povești. Ei au nevoie de Dumnezeu, au nevoie de Hristos. Și observați, Evanghelia se termină cu marea trimitere. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu însuși sunt în voi și cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Așadar, Tatăl l-a trimis pe Fiul pentru anumită lucrare, să așeze pe pământ o împărăție veșnică. Și El, în timp ce își făcea lucrarea, i-a chemat pe ucenici alături de El, în lucrarea Lui, ucenicii nu erau lucrarea Lui Hristos. El a avut o lucrare de făcut și a dat socoteale Tatălui. Și în rugăciunea Lui de mare preot, El vine și declară: am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. N-am pierdut pe niciunul dintre ei. Acum, Doamne, ți-i dau să-i păzești tu că eu plec. Și în felul acesta, lucrarea Domnului Iisus Hristos are de față pe ucenicii săi. Sau Hristos are pe ucenicii săi împreună cu El. Și interesant, și în textul din Matei 4 cu 23 și în cel din 9 cu 35 în care suntem noi, avem repetate aproape aceleași cuvinte. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi și propovăduind Evanghelia Împărăției, tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință. Asta era lucrarea Domnului Iisus Hristos. El a început lucrarea strigând: pocăiți-vă, Împărăția Cerurilor este aproape. Dar în atenția Domnului Iisus Hristos erau ucenicii. Uneori cu El, în timp ce mergea să o învie pe fica lui Iair, alteori în barcă singur cu El, în timpul furtunii, în timp ce El dormea să vadă ce fac, când vine greul peste ei. Dar de data aceasta a sosit un moment de cumpănă. Observați, capitolele 5 la 9 cu 34 au fost cursul. Stai frumos, comod, asculți prelegerile, privești faptele învățătorului tău și întrebarea este: ce ai învățat privind prin ele dincolo? Dar acum a sosit momentul punerii în practică a acestor lucruri. Capitolul 9 cu 35 la 10 cu 42. Și asta este secțiunea despre misiunea împărăției. În blocul acesta de text avem patru tablouri. Eu mă voi ocupa de primele două, duminica viitoare le vom duce mai departe. Dar în primul rând, ultimele versete din capitolul 9, Domnul Iisus își pregătește ucenicii pentru misiune. Apoi îi trimite în misiune. Se desparte de ei, le spune exact care unde se ducă, se împrăștie prin toate zonele respective, nord, sud, est, vest, ca să ducă mai departe lucrarea Domnului Iisus Hristos ca și extensii mesianice, ca și extensia Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus le spune: îmi pare rău, dar vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Și aici începe secțiunea despre prețul pe care îl plătești în conlucrarea cu Hristos. El a venit să nimicească lucrările diavolului, să nu cumva să ai sau să am impresia că urmându-l pe El îmi va fi foarte cald. Diavolul va reacționa cu tot ce are.
până acolo încât Domnul Iisus spune, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, temeți-vă de acela care după ce a ucis trupul, aruncă și sufletul în ghienă. Cu alte cuvinte, cel care vă fură veșnicia. Este o continuă frământare și luptă pentru că suntem pe terenul dușmanului. Și apoi totul se termină cu provocarea împărăției. Aveți grijă pe cine reprezentați. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine vă primește pe, mă primește pe mine, primește pe acela pe care m-a trimis pe mine. Cu alte cuvinte, sunteți purtători de Dumnezeu, reprezentanți ai Domnului Iisus Hristos. Așadar veniți să privim primul tablou din Evanghelie, din textul acesta, pregătirea ucenicilor pentru lucrare. Versetul 35, spuneam că este aproape identic cu versetul 23. Iisus străbătea cetățile și satele, acolo scrie toată Galileea, făcând exact același lucruri, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și tămăduind orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Dar imaginați-vă cât cuprinde începutul acestui verset. Iisus străbătea toate cetățile sau cetățile și satele. Cu alte cuvinte, versetul acoperă o bună parte din lucrarea din Galileea. Și ce credeți că a văzut Domnul Iisus în drumul misiunii lui? Ce a observat el? Ce a început să apese pe inima lui? Care era povara care s-a lăsat pe inima lui? Versetul 36, mulțumesc lui Puiu. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrători. Rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul cui? Și de aici apare prima noastră problemă. Dragii mei, păcatul ne-a făcut foarte centrați în noi înșine. Și avem impresia că ce fac eu este singurul lucru care există în universul acesta. Și sunt atât de preocupat de puținul pe care l-am în mână, încât uit că secerișul nu este al meu, ci este al Domnului. Și de aici derivă primul principiu pe care ucenicii, și nu doar ei, ci și noi, în misiunea împărăției, ar trebui să nu-l uităm niciodată. Secerișul nu este al tău, ci este al Domnului. Dacă este al Domnului, este croit pe măsura puterii lui infinite. Dacă ar fi secerișul meu, este croit pe puterea mea limitată. Și de aici apare conflictul în tot ce punem noi mâna și facem, dragii mei. Pentru că suntem atât de îndrăgostiți de secerișul nostru, încât am uitat de secerișul lui. Secerișul este al Domnului și întindeți-l până unde vreți. Pentru că e pe măsura lui Dumnezeu. Și dacă recunosc lucrul acesta, n-am să uit niciodată că mult dincolo de unde sunt și ce sunt, fac, există spații interminabile în care e nevoie de lucrători. Mare este secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișul să scoate lucrători în secerișul lui. În secerișul meu poate că n-ai loc. N-ai loc în secerișul meu. Dar în secerișul lui poate cineva da un pahar de apă rece în numele unuia din ucenici? E complicat? Dragii mei, vei primi aceeași răsplată cu prorocul și cu ucenicul. Aceeași răsplată. Leul acela pe care gospodarul îl dă celor care au venit să lucreze în vie la diverse ceasuri din zi. I-a plătit pe toți la fel. Exact aceeași răsplată. Da, dar în secerișul lui și eu am loc. Și aici este marea taină. Dumnezeu zice, se face, poruncește a ființă. Are nevoie de careva dintre noi? Nu, dragii mei. De niciunul dintre noi. Oare de ce s-a autolimitat Dumnezeu să mă invite lângă El? Și să îmi dea și mie o bucățică în secerișul Lui. Nu-i mult. Dar mi-am adus aminte că am în traistă 5 pâinișoare și 3 pești sau 5 pești și 3 pâinișoare. Cum ar fi să-i pună în mâna Domnului Iisus? Și aici începe provocarea. Ați auzit versetul. Oricine va da un pahar de apă rece în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu își va pierde
răsplata. Dumnezeu nu uită dragostea și slujirea niciunea dintre noi, oricât de puține este. Primiți provocarea, căutați o față necunoscută, întindeți-i o mână, spuneți-i un bun venit, luați-l în brațe dacă vă permiteți lucrul acesta, da? Și împărtășim în felul acesta dragostea lui Dumnezeu. Al doilea principiu esențial, dacă secerișul este al Domnului, nu cumva s-ar bucura Domnul să visez dincolo de posibilitățile mele. Nu la ceea ce pot face, ci la ceea ce s-ar putea face. Cu alte cuvinte, noi ne adunăm să ne jeluim de multe ori cât de obosiți suntem și că nu mai putem duce lucrurile și că trebuie să le punem jos din mână. Dar cum ar fi să ne adunăm să visăm la ceea ce nu putem face? Dar ceea ce s-ar putea face, pentru că e vorba de Dumnezeu și de secerișul Lui, nu de secerișul meu. Asta e bucățica mea. Și aș vrea să o fac cu credincioșie câtă vreme voi trăi. Dar ce mă împiedică să gândesc dincolo de barierele și limitele mele? Ce mă împiedică să mă gândesc la secerișul Lui și să nu fiu dărâmat de oboseala secerișului meu? Ce mă împiedică? Dragii mei, știți de unde vine oboseala? Din prea multă preocupare de noi înșine. Din prea multă preocupare de noi înșine. Și în loc de resursele mele, dacă aș pune visele mele legate de posibilitățile care există ca să așeze Dumnezeu împărăția lui veșnică pe pământ, dintr-o dată aș veni la viață. Dar mâinile îmi sunt pline. Dar cine te împiedică să te rogi? Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată El lucrător la secerișul Lui, că nu e al meu. Nu eu îi scot, Dumnezeu îi scoate. E secerișul Lui, pe El îl interesează. Dar eu încep să visez la secerișul Lui, să mă rog cu El, să strig împreună cu El. Doamne, și acolo e liber, și acolo e liber, nici acolo nu este nimeni. Rugați dar pe Domnul secerișul să scoate lucrător la secerișul Lui. Începe prin a te ruga ca Domnul să scoate lucrător la secerișul Lui. Dar pentru ce să te rogi dacă tu nu vezi nimica, dacă nu vezi nicio nevoie, dacă ești mulțumit cu tine însuți? Pentru ce să te rogi? Ce e foarte interesant este că rugăciunea nu-L schimbă pe Dumnezeu. El este neschimbat. Rugăciunea întotdeauna mă schimbă pe mine. Știți cum? Încep să mă rog pentru ale Lui. Și dintr-o dată, ale Lui se iau și se așează pe inima mea. Și devin ale mele. Încep să văd nevoi, încep să strig la Domnul și Dumnezeu face o minune. Și minunea este că El mobilizează în primul rând resursele aceluia care a văzut nevoile și a început să se roage pentru împlinirea lor. Dar, Doamne, asta e prea de tot. N-am să uit niciodată. De-a lungul vieții ne adunăm și noi să discutăm în comitet tot felul de lucruri și într-o biserică sunt multe probleme. Și în momentul în care apărea o nevoie nouă, toată lumea pune capul în pământ. Eu nu pot, mâinile mi-s pline. Și toată povestea murea acolo. Cum ar fi să ne adunăm nu ca să discutăm despre ce pot sau nu pot eu face, ci să discutăm despre ceea ce s-ar putea face. Spuneți-mi, ar fi vreo diferență? Uriașă! Ai venit la viață! Pentru că dintr-o dată toate poverile cad pe umărul meu, nu-i treaba mea, e treaba Lui. Secerișul este al Lui, eu mă rog să scoate lucrător la secerișul Lui, dar visez împreună cu Domnul Iisus Hristos. Și Domnul va face o minune. Va începe să lucreze în mine. Întrebarea este cum? Vă aduceți aminte de lanțul fericirilor din Matei, capitolul 5, primele 16 versete? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ce înseamnă să fii sărac în duh? M-am scotocit în toate buzunarele sufletului și zgoale și n-am cu ce plăti intrare în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că mi-am dat seama că la oameni lucrul acesta este cu neputință și vin la Dumnezeu cu sărăcia mea și zic, ai milă de mine, Doamne! Și aud, a ta este împărăția cerurilor. Dar dați-mi voie să iau prima fericire să o aplic la discuția noastră. Mare-i secerișul, puțini sunt lucrătorii, Doamne, mâinile mele sunt pline, s-obosit, nu mai pot lua nimic în mână. Dar
Mă gândesc la secerisul tău cu bucurie și tu poți face minuni. Nu e așa când începi să te rogi să recunoști neputința, puținul, și în momentul acela vii la Dumnezeu. Unde să te duci în altă parte? Și când vezi nevoile extraordinare din jur, Domnul Iisus s-a uitat la gloate și erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Și începi să plângi pentru problema asta pe care tu nu o poți acoperi. Și vine Dumnezeu și te mângâie, șterge lacrimile. Și în momentul acela se întâmplă ceva în noi. Dumnezeu ne îmblânzește, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Dar ce înseamnă a fi blând? Înseamnă a fi ieșit din competiția afirmării de sine. Dar competiția afirmării de sine nu este posibilă decât pe arena afirmării de sine. Adică pe arena lucrurilor pe care le aduni, a lucrurilor pe care le realizezi, a lucrurilor pe care le strângi, a copiilor pe care îi pregătești pentru viață. Și când te-a îmblânzit Dumnezeu, toate astea încep să migreze spre marginea cercului. Și încep să flămânzești după alt fel de lucruri, după neprihănire. Și Dumnezeu începe să te sature. Și în momentul acela ți se eliberează valențe incredibile de a intra în lucrare. Pentru că primul lucru este ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Dar cu ce te milostivești? Cu un pic din timpul tău, cu o rugăciune, cu o mână întinsă, cu lucrurile materiale care sunt în... Și dacă ai și inima curată, îl vezi pe Dumnezeu. Și când ai văzut pe Dumnezeu, este imposibil să nu te încarci cu poverile care sunt pe inima Lui și ești în ogor. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu. Dar până la ora asta, te-ai îndrăgostit de Dumnezeu și nu te mai lași de El. Chiar dacă vin prigonirile, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ferice de cei prigoniți pentru neprihănire și din pricina mea, a lor este împărăția cerurilor. Observați de ce mobilizează Dumnezeu mai întâi resursele celui care începe să roage. Pentru că cel care începe să roage, întâlnindu-se cu Dumnezeu, încep schimbările în propria lui viață. Pregătirea ucenicilor pentru misiune. Patru principii. Secerișul este al lui, nu al tău. E normal să fie mult mai mare decât tu poți să-ți imaginezi măcar. Este al lui, nu al tău. Visează împreună cu Dumnezeu la ceea ce s-ar putea face, nu la ceea ce se poate face. Puterile ne sunt limitate, dar ale lui... Cineva se ruga într-un cântec pe care l-am auzit. Doamne, deschide-mi ochii să văd nădejdea chemării tale, bogăția slavei moștenirii tale în sfârșit, și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii tare după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă mai pe sus de orice domnie și orice stăpânire și orice putere și orice nume care poate fi numit nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Cu un astfel de Dumnezeu poți visa mult dincolo de limitele tale. Și al treilea rând, începe să te rogi, începe să te încarci cu poverile de pe inima lui Dumnezeu. Nu trebuie să le iei tu în brațe. Tu ești un fier de praf, ca și mine. Dar bucură inima că te interesează ce-l interesează pe el. Că, Doamne, mult auzim, Doamne, fă-mi și Doamne, fă-mi, da? Toate rugăciunile noastre sunt pentru noi. Cum ar fi să începem să privim la el? Și nu uita, Dumnezeu în înțelepciunea lui, cu puterea pe care o pune la dispoziția celui credincioș, poate elibera în viața ta valențe la care nu te-ai gândit niciodată. Primul lucru, închizi Facebook-ul. Al doilea lucru, renunț la știri. Al treilea lucru, să merg mai departe? Eu am fost tehnolog în viața mea și mergeam prin fabrică și cronometram lucrări mai deosebite. Dar cum ar fi să-ți cronometrezi propria ta viață? Doar câteva zile. Și să vezi ce faci cu cele 24 de ore pe care ți le dă Dumnezeu.
și vei vedea hăurile în care se duce timpul și energia. Când te întâlnești cu Hristos, încep să se reașeze lucrurile. Și încep să flămânzești și să însetezi după ce merită. Și atunci înțelegi de ce Domnul trimite în lucrare pe cei care se roagă pentru ea, nu pentru cei care sunt complet dezinteresați de ea. Și cu asta haideți să ne oprim lângă al doilea tablou, trimiterea celor 12, versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere. I-a chemat și le-a dat putere să? Să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Asta da lucrare. Cine ar refuza-o? Le-a dat putere să învie morții, să scoate dracii la cuvântul lor, să se facă lumină și sănătate. Asta da lucrare. Dar ce învăț din textul acesta? Dumnezeu nu te cheamă la o lucrare fără să-ți dea și resursele pentru ea. Mă uit în viața mea, dragii mei, și numai privind înapoi vezi lucrurile astea, privind înainte nu știi ce te așteaptă. Dar țin minte că tipăream cartea Genesa, undeva la Arad, și îmi dă tipograful un telefon și îl întreb, câți bani trebuie să-ți aduc? 123.000, cred că, pe banii vechi. Cartea era mult mai scumpă. Și restul, zice, de restul am făcut eu rost. S-a dus el și... Și evenimente de astea în viață ai... Eram în anul 5, rupt de oboseală, am descoperit că am diabet. Și m-am dus înaintea Domnului și am zis, Doamne, după ce mi-ai dat toată povara asta, asta mai lipsea. Și Dumnezeu zis, harul meu ți este de ajuns și trăiesc cu el de atunci până astăzi. Și cu toate acestea, ce-am avut de făcut, am putut face. Și ăsta este lucru extraordinar. Când intri în lucrarea lui Dumnezeu, El te echipează pentru ea. Dragii mei, pentru mine, Dumnezeu a întors pe dos lumea asta toată și a dus în cameră la mine, în vremea comunismului, oameni pe care nu i-aș fi putut plăti să stau de vorbă 5 minute cu ei. Și am mâncat la masa lui Nora și am stat 10 de ore în Scriptură. De multe ori ascunși prin munți, Dumnezeu își zidește împărăția și porțile locuinței morților, nu vorbi lui. Când Dumnezeu te cheamă la o lucrare, El îți dă și resursele pentru ea. Versetul 2. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui. Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui. Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul. Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu. Simon, cananitul, și Iuda, iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Iată numele celor 12. Dar cine sunt ei? Oameni simpli. Majoritatea pescare, un vameș, socotit un paria în societate, un străin, un cananit și un cuțitar, un zelot. Când mă uit la ei, prind aripi. Pentru că zic, este nădejde și pentru mine. Cu alte cuvinte, contează nu cine ești și ce ai, ci câtă vreme ai petrecut cu Hristos. Când Ioan și Petru sunt aduși în fața Sinedrului și el începe să vorbească, Petru, mai mari lui Isaia, rămân blocați și zice textul, au cunoscut că au fost cu Iisus. Au cunoscut că au fost cu Iisus. Versetul 5. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vrăcetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Mă opresc o clipă, pentru că este foarte ciudată trimiterea când el, ca fiul lui Avram, trebuie să ducă mântuirea până la marginile pământului, iar în fapte 1 cu 8 le spune, veți primi o putere când se va pogorâi Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, toată Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Și aici le spune, nu. Și le îngrădește într-un fel terenul misiunilor, să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în cetățile samaritenilor,
ci duceți-vă la oile pierdute ale casei lui Israel. Nu uitați, ucenicii erau o extensie mesianică. Hristos a fost trimis la oile pierdute ale casei lui Israel, pe apostolii, pe ucenicii lui trimite la oile pierdute ale casei lui Israel. Și observația asta devine absolut esențială. Versetul 6 precizează terenul în care ei trebuia să-și facă misiunea. Versetul 7. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Asta a spus Ioan Botezătorul, asta a spus Domnul Iisus Hristos, asta trebuie să spuneți și voi. Vindecați pe cei bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Nu uita, slava este a celui ce te trimite și te împuternicește, nu a ta. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruința, cinstea, onoarea este a Domnului. Și când ai puterea aceasta imensă, scoateți afară dracii, vindecați bolnavii, curățiți reproșii, înviați morții, ce ușor este să-ți iei în cap. Uitați-vă în capitolul 7, versetul 21. Doamne, dar n-am scos noi draci? N-am făcut noi minuni în numele Tău? Depărtați-vă de la mine, niciodată nu v-am cunoscut, voi care lucrați fără de legea. Pentru că atunci când ți-o iei în cap și când slava devine a ta, devii neglijent cu curăția vieții, a inimii, a motivațiilor, a gândurilor și de aici începe pieirea. Mândria merge înaintea căderii, spune textul. Versetul 9. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre. Nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Tu fă-ți lucrarea cu credincioșie. Lasă în seama Domnului să-ți poarte de grijă pentru nevoile tale imediate. Dar, Doamne, n-am să uit niciodată. Vine fiul meu în cameră și dă jos rucsacul, venise dintr-o excursie, cel mai mare zice, eu văd cum trăiești tu, tată, dar eu nu pot trăi ca tine. Am zis, trăiește cum poți tu. Dragii mei, nori au trebuit să vândă sticle ca să ne cumpărăm pâinea. Mama a trebuit să parte cu noi ultima bucată de malai, a rămas, s-a culcat fără mâncare, pentru că n-avea ce să dea la cei patru copii, femeie văduvă la 38 de ani. Dar și eu mărturisesc împreună cu psalmistul. Am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprienit părăsit nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. Tu fă-ți lucrarea cu credincioșie și lasă în seama Domnului să-ți poarte de grijă pentru nevoile tale imediate. Versetele 11 la 15. În orice cetate sau sat veți intra, să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu vă va asculta cuvintele voastre. Să ieșiți din casa sau cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Să ieșiți și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și a Gomorei decât pentru cetatea aceea. Wow! Ce serioasă poate fi lucrarea pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu. Dar atunci când o faci, respectă libertatea de alegere pe care Dumnezeu a dat-o copilului tău, vecinului tău. Așa cum Domnul Iisus a respectat libertatea de alegere a gadarenilor. A întors spatele, s-a urcat în corabie și a plecat pentru că au zis, pleacă de la noi. Dumnezeu niciodată nu intră cu forța în viața nimănui. Trebuie să-L inviți, să te deschizi pentru El. Dumnezeu nu dorește dragoste cu sila, nici în rai. Și acolo îți va lăsa libertatea de alegere, dacă vei ajunge acolo. Care sunt deci principiile pe care le-am scos din text în primele două tablouri? În primul rând, nu uita, secerișul nu este al tău, este al Domnului.
Dar dacă este al Lui, visează la secerișul Lui, nu te lăsa limitat de posibilitățile tale. Visează la ceea ce s-ar putea face, nu la ceea ce poți face. Pe urmă, începe rugându-te ca Dumnezeu să scoate lucrători la cei dincolo de granițele tale și n-ai putere pentru asta. Al Domnului este pământul și cei ce-L locuiesc. Și nu uita, când îndrăznești să începi să te rogi, s-ar prea putea ca Dumnezeu să bate la propria ta inimă mai întâi. Pentru că în prezența Lui, recunoscându-ți sărăcia și neputința, Dumnezeu va reorganiza în mintea, în viața ta, prioritățile, va lăsa valențe libere pentru lucruri pe care vrea să ți le încredințeze. În al cincilea rând, Dumnezeu nu cheamă pe nimeni fără să-i ofere resursele necesare. În al șaselea rând, contează nu cine ești și ce ai, ci câtă vreme ai petrecut în prezența Domnului Iisus Hristos. Cum te-ai umplut cu El ca să-L prezinți și altora? Ești purtător de Hristos, ești purtător de Dumnezeu. Și pe urmă, nu uita, atunci când Dumnezeu alături de tine începe să facă câte ceva și vezi schimbările și vezi rezultatul lucrării tale, slava este a celui ce te trimite și te împuternicește, nu a ta. Tu fă-ți liniștit lucrarea cu credincioșie. Lasă în seama Domnului să-ți poarte de grijă în nevoile tale imediate. Și apoi, așa cum Dumnezeu îți respectă propria ta libertate, nu intră cu cizmele în viața ta, respectă libertatea copiilor tăi. Și, Doamne, cât doare lucrul acesta. I-am programat dacă am putea. Nici Dumnezeu n-a făcut-o cu noi. Când a spus lui Israel, iau azi cerul și pământul martor împotriva voastră, ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul, viața și moartea, alege viața. Dragii mei, dacă am fi roboți, n-ar fi opțiuni. Ar fi doar una. Dar pentru că ești în furca edenică a alegerii, Dumnezeu îți respectă libertatea de alegere. Poți sta cu mâinile încrucișate. Poți să întorci spatele. Poți să vergi paharul de apă în loc să-l dai cuiva. Poți să te încrunți la cel de lângă tine. Poți să înjuri în loc să binecuvintezi. Poți. Ești liber să alegi moartea. Dar este o zi a judecății și vom da socoteală. Lați-mi voie să mă opresc, să încerc să comentez puțin lucrurile acestea. Vorbim despre misiunea împărăției și am văzut că nu sunt doar două etaje, Iisus și ucenicii, este și al trei etaj, tu și cu mine, biserica, istoria bisericii. Cum se împacă cele trei lucruri? Lucrarea lui Iisus a ucenicilor și lucrarea bisericii. Lucrarea lui Iisus este foarte clar stipulată. Propovăduia și învăța și demonstra puterea împărăției. Ucenicii propovăduiau și învățau și demonstrau puterea împărăției. Ce a făcut Iisus? În mod identic sunt trimiși și ei și împuternici și ei să facă lucrul acesta. Cum ducem lucrurile mai departe în bătătura bisericii? În zilele noastre. Au trecut 2000 de ani de atunci încoace. În teologie, frământarea este pusă în termeni aceștia. Există o continuitate între Iisus, ucenicii, biserică sau există o discontinuitate? Undeva se rupe filmul, cu alte cuvinte, undeva Dumnezeu în înțelepciunea Lui a schimbat modul de desfășurare a lucrurilor în istorie. Foarte mulți ne acuzăm astăzi. De ce nu facem și noi ce făceau ucenicii sau Domnul Iisus? Avem același Duh Sfânt. Ce se întâmplă în istorie? Cu alte cuvinte, propovăduirea, da, dar și vindecările sunt normative pentru istoria bisericii? Dragii mei, am suferit destul și eu și Violeta când Filip era pe pat și am avut tot felul de oameni și vindecători la noi în casă și am auzit din gura multora, nu știți cum să vă rugați. Dacă ați ști cum să vă rugați, Dumnezeu l-a înviat din morți, l-ar vindeca. Nu mă interesează părerile oamenilor. Întrebarea este ce îmi spune Scriptura despre toată povestea asta. Ce înseamnă normativ? Puiu, citește-mi, te rog, definițiile din Dex. Care are puterea de normă. Normă, regulă. Care hotărăște, stabilește reguli. Ansamblu de date, prescripții cu caracter de normă. Sunt propovăduirea, învățarea și vindecarea, ansamblul de date care stabilesc o normă pentru istorie. Problema, dragii mei,
a niciunui creștin nu este că Dumnezeu poate sau nu poate să facă minuni. Pe fiul meu îl cheamă Beniamin Emanuel, că ar trebui să nu-l avem. A venit nora acasă cu hârtiile de la medic și medicul i-a spus, pe semnătura ta, las sarcina mai departe, dar tu trebuie să oprești sarcina asta. Și eram doi tineri, ne-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, ți-l punem în mâna ta, cum ne-l dai? Uitați-vă la pruncul ăsta din Ungaria, când a venit Andreea, mama lui, înaintea noastră. Și ce l-au sfătuit medicii? Și a zis, nu. Uitați-vă la Coca, rusul. Simona era însărcinată cu ea și au venit cu George, nici nu erau încă botezați. Eu n-am știut ce să spun decât ne-am plecat pe genunchi. Uitați-vă la Nelu Carțiș. Eu am tradus de la cel mai bun dermatolog din Anglia ce i-a scris. Mai ai două săptămâni de trăit. Rămâi cu copiii tăi, n-are rost să bați drumul până aici. Mi-am mușcat limba să-i traduc povestea asta. Ne-am pus pe genunchi și am zis, Nelu, hai, uită de cancer. Nici nu știu cum am spus vorbele astea. Hai să ne gândim cine-i Dumnezeu. Și a trecut o viață. Și printre noi, și toți medicii au murit în jurul lui. Da? Dumnezeu face minuni și astăzi, pentru că El zice și se face, și El este același ieri și în veci. Nu asta este problema. Problema este, trebuie să ne acuzăm noi, biserica, din 2023, că nu învie morți între noi și că, da? Este normativ lucrul acesta. Și la asta aș dori să găsim răspunsul în Scriptură. Care e locul apostolilor? Pentru că ei au fost trimiși în textul nostru, în Biblie. În fapt, imediat după înălțarea Domnului Iisus Hristos, El le spune ucenicilor, rămâneți în cetate până se va pogori Duhul Sfânt peste voi, până veți primi o putere, da? Rămâneți în cetate. Ei rămân și așteaptă 10 zile și în cele 10 zile fac de toate în camera de sus și la un moment dat lui Petru vine o idee. Măi, noi suntem 11, Iuda a murit. Acum Domnul Iisus ne-a vorbit despre 12 scaune de domnie. Unul va rămâne gol. Trebuie să aruncăm sorțul, să găsim pe unul în locul lui. Dar sunt doi care se califică. Și eu m-am întrebat. 9 nu erau suficienți? Sau 11 nu erau suficienți? 13 erau prea mulți? De ce trebuia să fie neapărat 12? Din pricina cuvintelor Domnului Iisus. Din pricina temeliilor noului Ierusalim, pe care sunt scrise 12 nume, nu 13 și 19. Cu alte cuvinte, cercul apostolic este un cerc închis. Nu mai poți adăuga, nu mai poți scădea de la el. Un cerc închis. Dacă iau doar două versete din Evrei, deci cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită mai întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Dar cine sunt aceștia? Dați-mi voi să desnesc textul. Mai întâi este, a fost vestită mai întâi de Domnul Iisus Hristos. Poate cineva duplica viața Domnului Iisus Hristos? Nu! Este o dată pentru totdeauna. Nu mai este nicio naștere, nicio moarte a Lui, nicio înălțare. El domnește la dreapta măririi. Vin acum la trimișii Lui, la apostoli. Oare lucrarea lor este o dată pentru totdeauna? De ce i-au căpătat într-un fel un har special? Dumnezeu întărea mărturia lor prin semne, puteri, felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Pentru că îi legitima pe cei 12 să ne lasă Scripturile. Dragii mei, niciunul dintre noi nu avem harul revelației divine? Noi bem din găleata pe care ei ne-au dus-o de la izvor. Noi nu avem acces la izvor, la fântâna înțelepciunii lui Dumnezeu. Cercul este închis. Credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Hristos și nimeni nu poate pune o altă temelie. Și observați, dacă și ei sunt odată pentru totdeauna, întrebarea mea când intru în istoria bisericii, există în Biblie ceva care să-mi spune că Dumnezeu a început să schimbe felul de desfășurare a planului Lui? Dați-mi voie să vă aduc un exemplu. Pe Sinai, Dumnezeu cu degetul Lui scrie cele 10 porunci, legământul din tâi, îl dea lui Moise și este pecetluit cu sânge.
L-a împiedicat ceva pe Dumnezeu ca la un moment dat să zică până aici operează vechiul legământ. În evrei spune, am bătrânit, este aproape de pieire și este înlocuit cu un nou legământ. Un alt mod de operare al lui Dumnezeu. Am dovada clară în istorie. Dovada clară în istorie. Dar observați ce spune Pavel în Efeseni. Că și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Citiți cu voce tare cu mine, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Și cel care vorbește, eu ca mestre zidar, este apostolul Domnului Iisus Hristos, robul lui, Domnul Iisus Hristos. Dar veniți la istoria lui Toma. Duminica după înviere, Toma nu era cu ei? Și a zis, a, nu, nu, dacă nu pot eu degetul în palma lui și palma mea în coasta lui, nu voi crede. 8 zile mai târziu, Domnul Iisus apare între ei, spune, Tomo, adu-ți degetul și pune-l în palma mea și palma în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Dragii mei, Toma se prăbușește la picioarele lui și zice, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar ascultați cuvintele Domnului Iisus. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Doamne, ești de drept. Unii să vadă și să creadă și eu să nu văd și să cred? Hai să fim serioși. E o nedreptate la mijloc, nu-i așa? Citesc mai departe. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Scrise de cine? De cei a căror mărturie Dumnezeu a întărit-o prin semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Lui. Și de aceea eu am poate să spune ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am pipăit cu mâinile noastre. Aceea vă vestim și vouă. Ei sunt martori oculari, hăruiți de Dumnezeu cu darul revelației și inspirației divine, ca eu să citesc Scriptura ca pe cuvântul lui Dumnezeu și să-mi fundamentez credința și veșnicia pe acest cuvânt al lui Dumnezeu. În minunile înmulțirii pâinilor avem un tipar interesant. Nu avem decât un copilaș uitat în straiță să mănânce mâncare. Atât tot ce avem, Doamne, și sunt mii de oameni înaintea noastră. Puneți-i să șadă jos încete. Iisus a luat pâinile și a început să le împarte după ce a mulțumit. Observați de unde pleacă lucrurile? Numai în mâna Lui se mulțesc lucrurile, nu în a mea. Eu pun în mâna Lui puținul care l-am. Ucenicii au trudit din greu să-ți hrănești 5.000 de oameni. Doar o zi să fii chelner la o astfel de nuntă singur, da? Sau cu alți 11. 5.000 de oameni. Și să și adun 12 coșuri cu fărâmituri. Wow! Observați, Iisus, ucenicii și mulțimile. Și ăsta este și rămâne tiparul de-a lungul istoriei. Dar ce să facem cu vindecările și cu, dragii mei, bolile și sărăcia? Sunt parte a istoriei bisericii dintr-un capăt în celălalt. Până la a doua venire a lui Hristos. Până la a doua venire a lui Hristos. Ceea ce e foarte interesant este că lângă trimiterea ucenicilor, care sunt o extensie mesianică, avem marea trimitere, care e dată prin ei întregii biserici. Citiți toate textele. Luca 24, Ioan capitolul 20, Fapte capitolul 1, versetul 8, Matei capitolul 28. Și vedeți că vindecările nu apare niciun din aceste texte. Poate cineva zice, dar cu Marcu? Marcu este un text necanonic, într-un fel, de a-i în paranteză la noi în Biblie. Și atunci când te gândești la toate aceste lucruri, te întrebi, de ce? Cine a schimbat regulile jocului? Dragii mei, singurul care o poate face, legiuitorul. Dar el nu mai face minune astăzi? Ba da. Dar ele nu sunt normative ca să ne acuzăm dacă nu se întâmplă, dacă cel drag pleacă de lângă noi, dacă treci cu cancerul în tine, ca fratele Iuga, când nu-l văd aici, am tresartă inima, da?
Astea sunt realități pe care Dumnezeu le-a lăsat. Dar mă întreb, de ce este totuși suferință în lume dacă Dumnezeu este bun și atotputernic? Asta este întrebarea de 100 de puncte pe care toți apologeții creștini o primesc în universități. Toți! Încă n-am întâlnit unul care să nu fie sfredelit cu această întrebare, dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, de ce atâta rău în lume? Dați-mi voie să vă spun de ce. Matei nu ne spune în mod direct, dar Pavel în Romani 1:18 ne spune: mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricăror nelegiuire a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Spuneți-mi, când a început necinstirea și nelegiuirea pe pământ? În Eden, nu-i așa? Și păcatul are consecințe, nu doar asupra noastră, ci asupra întregului univers material care se desface sub picioarele noastre. Păcatul are consecințe. Așa după cum universul material revelează însușirile nevăzute al lui Dumnezeu și puterea lui veșnică când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el, tot așa, universul material revelează urăciunea păcatului care se mulțește în lume și vedem cum se desface totul, dragii mei, și cum nu mai scăpăm de cancer și cum totul este poluat și nenorocit în jurul nostru. Totul. Noi suntem doar arendași în casa lui Dumnezeu. Dar spuneți-mi, în Apocalipsa, când mielul începe să rupă pe cețile cărții în care ai tot planul lui Dumnezeu, cine cheamă caii pe scena istoriei? Tronul lui Dumnezeu, una din făpturile vii, călărețul pe care îl are, principiul biruinței, calul roșu, uciderea, calul negru, moartea, calul negru, foametea, calul galben, boala, molima, moartea, locuința morților. Dați-mi voie să citim un text din Roman 8. Pavel vorbește credincioșilor. Și uitați-vă ce spune el, Vestile 16:23. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu vorbește cu păgânii, vorbește cu copiii lui Dumnezeu, da? Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vremea aceasta, din vremea de acum, nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Firea, fusis, natura, totul plânge, totul doare, dragii mei, totul este bolnav în jurul nostru. Întrebarea este, de ce? Versetul 20. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Cu nădejdea că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. În sfârșit. În sfârșit. Este păcatul cauza bolilor, suferințelor? Doamne, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Știți răspunsul Domnului Iisus? Nici el, nici părinții lui. S-a născut așa să se arate în el slava lui Dumnezeu. Dragii mei, slava lui Dumnezeu nu se arată întotdeauna prin vindecare în noi, ci prin faptul că în ciuda faptului că Dumnezeu nu te vindecă, rămâi credincios lui. Spunem, ai vrea să fii în locul lui Iov? Da, în locul apostolului Pavel. Doamne, te rog, de 3 ori l-am rugat să-mi ia țepușul acesta din coaste. Pavele, harul meu ți este de ajuns. Dragii mei, a crede nu înseamnă totdeauna a te bucura de minuni, ci uneori a fi tăiat în două cu ferestrăul, a fi aruncat în temniță, a nu-ți primi înapoi pe cei morți, a nu te vindeca de boală și toți aceștia au fost lăudați pentru credința lor.
Când în ciuda acestor lucruri tu rămâi lângă Dumnezeu, credincios Lui, asta este mărturia incredibilă în fața lumilor nevăzute. Da, păcatul este la baza tuturor problemelor, pentru că acestea sunt străine de împărăția lui Dumnezeu, dar nu păcatul personal întotdeauna, ci de multe ori defectele codului genetic pe care le îngăduie în desfășurarea lucrurilor. Și atunci mă întreb, ce mă întreb, Puiu? Domnul Iisus a venit ca să ridice păcatul întregii lumi. Dar mă întreb mai întâi, a venit cumva să vindece toate bolile? Să învie toți morții? Să curețe toți leproșii? Să scoată afară toți demonii? În Marcu, capitolul 1, Domnul Iisus ajunge în casa lui Petru, vindecă pe soacra lui și o mulțime de bolnavi sunt aduși la ușa casei lui Petru și el stă și până târziu noapte vindecă pe toți. După care era încă întuneric și pleacă în munte să se roage singur. Se scoală ucenicii și era încă de vreme, toți erau acolo și s-au fugit să-L caute. Și zice, Doamne, Doamne, toți Te așteaptă. Și Domnul Iisus zice, lăsați-i, hai să mergem și în altă parte să provodim Evanghelia. Și acolo i-a lăsat, dragii mei, nevindecați. Pentru că El a ieșit ca să se uite în ochii tăi să-ți spună, păcatele sunt iertate, fiule. Păcatul mă va exclude din împărăția lui Dumnezeu, nu boala, nu lepra, nu cancerul. Păcatul mă va exclude din împărăția lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să termin pe o veste bună. Dacă toate acestea nu țin de spațiul împărăției lui Dumnezeu, va veni o zi când noul Ierusalim se va coborî din cer, cortul lui Dumnezeu cu oamenii și textul spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va fi nici țipăt, nici durere, lucrurile din tâi au trecut. Știți ce-mi vine să strig? Maranata! Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Amin!